Salut, bă, și bine v-am regăsit la un nou video de genul cu Photoshop cu YouTuber. Am văzut că primul v-a plăcut, bă, deci atât de mult, deci n-am putut să cred, deci am făcut 55.000 de vizualizări pe chestia aia și 1000 și ceva de like-uri. Deci voi vă dați seama, bun, Doamne, mai ca Domnului, și am zis, bă, hai să mai fac unul, pentru că am văzut că mulți ați râs, v-a plăcut cum a ieșit, nu știu cum. Și de data asta știu că l-am mai făcut și în episodul trecut pe Ilie, dar nu mai aveam ce YouTuber să pun și am zis, bă, stai așa, n-avea Bradea o poză de genul și am zis să-l fac pe Ilie, să-l pun în corpul lui Bradea când Bradea e la mare, da? După cum puteți vedea aici, trebuia să iau barba lui Bradea ăsta, că nu știu cum să tea acolo barba aia și am zis, bă, hai să-i elimin, că Ilie ăsta n-are barbă. Și m-am jucat un pic cu contrastul aici, pentru că poza lui Ilie nu avea atât de multă lumină cum are această poză, fiind o poză la mare, și am zis, bă, frate, nu se poate așa ceva, trebuie să fac eu ceva aici ca să meargă bine, să se prindă poza, să nu iasă în contrast, să nu iasă în evidență capul lui Ilie, ca să iasă toată poza, deci centrul de atenție să fie pe amândoi, nu doar pe capul lui Ilie. Și na, eu zic că a ieșit o poză destul de ok, adică v-am zis, nu stau cu 2 ore sau 3 ore pentru poza de asta, nu stau undeva la 5, 10, 15 minute, dar maxim, până mai găsești celelalte poze. Și după părerea mea, cam asta e poza, o să vedeți acum. Nu știu, mie îmi place destul de mult, adică se vede o leacă că nu e chiar așa, atât de fake. Nu știu, îmi place cum a ieșit, e relativ ok. Să-mi spuneți și voi ce părere aveți despre această poză, că cealaltă cu Max și cu Shelly a zis că a ieșit foarte fain și a fost super. În cele ce urmează să mă vedeți pe mine cum caut niște poze cu Magda și cu Andra Gugan, probabil o știți, n-aveți cum să o știți, cea cu Violeta și cu Soi Luna și cu chestii de genul, o tipă foarte tare, și Magda la fel. Bă, sper să nu se supere fetele, la fete e un pic mai greu să faci Photoshop, deci am căutat o poză care să, nu știu, să exprime fața pe care o are Magda, pentru că nu prea am găsit, trebuie să recunosc, că și poza asta e alb-negru și pozele sunt cu totul diferit, au cu totul altă tonalitate și asta e mai mult la Caterin, că sper să nu se supere. Eu din ce am vorbit cu Magda, pentru că personal eu am vorbit cu ea și eu pot să zic că mă înțeleg relativ cu ea așa prin câte am vorbit, e o tipă foarte faină, foarte super, nu știu cum o considerați voi și nu știu de ce o considerați dacă nu o cunoaște. Și ce am făcut aici, am încercat să elimin un pic din fața lui Magda ca să pot să pun fața Andrei Gogan, a ieșit o arte la Caterin cu poza cu nas mare, cu niște ochi așa, asta e mai mult la Caterin, că e mai mult pentru distracție. Dar, nu știu, pot să zic, a ieșit relativ ok, adică n-am, la modul în care dacă vezi așa ceva pe stradă să nu te înțelegi. Și în cele ce urmează o să vedeți rezultatul, v-am zis, eu poză făcută la Caterin, că totală, deci nici nu încap în discuție, sper, v-am zis, să nu se supere, adică dacă au simțul urmărului, adică eu nu m-aș supăra dacă cineva ar face o poză așa cu fața mea. Și cam acesta a fost mini-episodul ăsta, vreau să-mi lăsați neapărat în comentarii următorii YouTuber care să mai fac asta, dacă vreți să mai fac asta, pentru că, nu știu, aș putea să mai fac o diferit, pe mine chiar mă distrează, chiar mai mă existez și eu, să zicem, talentul ăsta la Photoshop, chiar dacă unele sunt la Caterin, că și unele sunt mai faine. Eu v-am pupat și, nu știu, ne vedem data viitoare, pa, bă!